Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit, iată, Viorel Paizan și Dan Olaru, Sportul de Vrancea și Sportul de Vrancea TV vă urează sărbători fericite. Ne apropiem de sfârșitul anului 2017. A fost un an interesant din punct de vedere sportiv în județul Vrancea. Au trecut 10 ani de când Sportul de Vrancea este alături de dumneavoastră și un an de când Sportul de Vrancea TV contribuie în continuare alături de Sportul de Vrancea la prezentarea celor mai interesante știri și evenimente sportive din județul Vrancea. Au fost evenimente la care am participat împreună cu dumneavoastră: Vrancea Trophy, Turneul Internațional de Judo, Memorialul Aurel Câmpeanu, două dintre cele mai importante evenimente sportive ale județului Vrancea din 2017. Sigur că au fost foarte multe transmisii pentru dumneavoastră, în mod sigur pregătim foarte multe și în 2018. Repet, Sportul de Vrancea și Sportul de Vrancea TV vă urează în acest moment dumneavoastră, celor mai fideli spectatori, telespectatori și cititori ai Sportului de Vrancea și Sportul de Vrancea TV, sărbători fericite, să fiți în continuare alături de noi, așa cum ați fost și până acum, Crăciun fericit și bineînțeles vă urăm împreună și un an 2018 mai bun, cu mai multe performanțe, mai multe împliniri. Vă mulțumim, rămâneți sănătoși, petrecere frumoase de sărbători și la mulți ani 2018. Viorel Paizan și Dan Olaru vă așteaptă să fiți alături de noi și în 2018. Numai bine! 2017, Umoțărb, Focșan și Viorel Internațional au fost alături de Sportul de Vrancea TV. În 2018, alături de Sportul de Vrancea TV, vor fi din nou Umoserv și Viorelo Internațional. Vizionare plăcută și în 2018. Numai bine!